FC Argeșiuta au remizat 0-0 într-o confruntare desfășurată nocturnă pe stadionul Nicolae Dobrin. Argeșenii și-au creat câteva ocazii importante de a înscrie, dar nu au concretizat niciuna dintre ele și au ratat astfel ocazia să rămână pe podium după acest tur de campionat. S-a terminat 0-0. După părerea mea, una peste alta, cred că a fost echitabil, cu toate că am avut mult mai multe ocazii clare decât oaspeții noștri de astăzi. Îmi pare rău că n-am marcat, dar până la urmă jucătorii mei au avut atitudine și, după opinia mea, au dat totul astăzi. Îmi pare rău că la alte meciuri nu au avut tăria de caracter care au avut-o astăzi. Nu au avut aceeași atitudine, pentru că cred că aveam mai multe puncte, cu siguranță. Chiar și așa, FC Argeș a avut o prestație peste așteptări în această primă parte a sezonului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și în pauza competițională, mai ales că în echipă sunt și câteva posturi deficitare.